Bastoane cu electroșocuri și căști de protecție cu vizor pentru polițiștii din structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, au fost achiziționate 12.000 de bastoane cu electroșocuri model X10 fabricate din duraluminiu. Bastoanele cu electroșocuri au câte două baterii reîncărcabile cu o durată de utilizare de 180 de minute pentru o încărcare completă. Puterea electroșocului este de circa 100.000 de kilovolți, iar durata de utilizare a bastoanelor este de până la 100.000 de ore. Bastoanele cu electroșocuri pot fi folosite conform regulilor elaborate de Poliția Română. Astfel, sunt utilizate ca mijloc de apărare pentru pararea loviturilor, prin prindere și ținerea în direcția din care vin loviturile, ori ca mijloc de intimidare a elementelor turbulente sau recalcitrante. Forța loviturilor trebuie să fie în concordanță cu gradul de împotrivire a agresorului. Se evită pe cât posibil folosirea bastonului cu electroșoc împotriva minorilor, femeilor și bătrânilor. Totodată se interzice folosirea unui astfel de dispozitiv împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină și persoanelor cu semne vădite de invaliditate. Excepție fac acele cazuri în care astfel de persoane înfăptuiesc un atac armat în grup, care pune în pericol viața sau integritatea mai multor persoane. Sindicaliștii Europol susțin însă că ar fi fost mai sigure pistoalele cu electroșocuri, așa numitele taser. Motivul? Acestea pot fi utilizate de la distanță, limitând astfel interacțiunea dintre polițist și agresor. În schimb, sindicaliștii salută achiziționarea căștilor de protecție cu vizor, ținând cont de faptul că deseori polițiști au fost atacați cu pietre și alte obiecte contundente în timpul intervențiilor. Căștile de protecție sunt confecționate în întregime din plastic și au rolul de a atenua eventualele șocuri în momentul unor lovituri cu obiecte contundente, iar vizorul acestora asigură protecția feței. Bastonele cu electroșocuri și căștile cu vizor vor fi distribuite pe etape angajaților MAI din structurile operative.